eu mi-asum orice act care iese de aici, care este semnat de mine. Da? El este jurist, Marius, uită-te și spune, pe legile de atunci, acel teren putea fi vândut. Vă mai spun încă ceva. Mi-am sunat colegii de la mai multe putea direcția să dea și altfel de aviz? Putea să nu dea aviz pentru vânzare? Puteam în 2011? Puteam să nu dăm aviz pentru vânzare și după aia se puteau îndrepta în instanță, să zicem, vorbim la modul ipotetic, da? Se puteau îndrepta în instanță, de ce nu dăm aviz pentru vânzare? Pentru că legea ne permitea să cumpere dacă era domeniul privat. Dar aceeași lege prevede o arie protejată acolo, de 100 de metri. Dar există arie protejată. Păi și cum se poate face vânzarea în area protejată? Că tot legea interzice acest lucru. Da, vă aflați... vă aflați într-o confuzie. Indiferent unde ar fi, într-o area protejată, că este monument istoric sau că este un imobil dintr-o zonă protejată, ele sunt introduse în circuitul civil numai dacă sunt în proprietate privată. În urma avizului dat de direcție. Normal, păi asta vă spun, că de la vizele alea a plecat totul. Bun. Dacă legea nu interzice, de ce trebuie să interzică direcția? Să fie mai presus decât... Pentru că ăsta era interesul cavoului roman? Cavoul roman este o construcție de 112 metri pătrați. O construcție despre care, la momentul acela, nimeni nu mai știa unde se află. Și nici acum nu știu. Nu, există exact studii, există, vă recomand studiul domnului Mihalache Brudu, precizează, eu m-am uitat de ce, precizează exact. Dar răspundeți-mi la altă întrebare, măcar atât, regretați acele două avize pe care le-ați dat? Să ne regretăm că nu suntem la tribunalul popular și nici, în fața parchetului. Nu, e mai simplu, răspunsul cred că este mai simplu. Dacă în acel moment, conform legii, terenul putea fi vândut, noi nu puteam să spunem, dacă legea spunea, permitea acest lucru, noi să nu-l permitem. Deci sunteți convins că ați făcut tot ce s-a putut și că erau perfect legale acele avize. Eu vă spun că există juriști care spun că nu erau legale. Îi așteptăm pe juriști. Eu chiar astăzi dimineața am vorbit și eu cu doi juriști exact pe acest subiect și mi-au confirmat că... Cele două adrese nu se bat cap în cap, vă mai întreb ceva. Ce? Prima cu cealaltă. Cu una prevede ceva, cealaltă altceva. Care adresă? Prima adresă, din 2011. Prima adresă este o adresă prin care le spunem celor de la primărie ce trebuie să facă. Da. Iar a doua adresă este avizul. Despre astea vorbim, da? Da. E în regulă. Într-una există un drept de preemțiune, în cealaltă dispare. Păi nu, haideți să vorbim de adresă. Nu, dar spuneți-mi pe scurt, ca să ne înțelegem. Deci, din punctul nostru, sunt perfect legale și nu regretați... Deci, la punctul... Răspundeți-mi, vă rog, la întrebare. Este perfect legal. Direcția Județeană pentru Cultură nu face altceva decât să urmărească aplicarea și respectarea legii în domeniul protejării monumentelor istorice.